Bună vreme și bine v-am găsit, dragi prieteni, a emisiunii Zestrea Neamului. Sunt Tatiana Slivka și vă invit să ne urmăriți inclusiv online pe site-ul nostru www.noroc.tv. Iar pe canalul meu de YouTube, cât și pe pagina oficială de Facebook a emisiunii, găsiți toate edițiile anterioare. Folclorul este zestrea neamului nostru, izvorul nesecat al cântecului și tradițiilor populare, spune invitatul meu de astăzi, un interpret de frunte al neamului românesc. Domnia sa servește drept model pentru tânăra generație prin felul în care a știut să-și urmeze drumul său în lumea muzicii, dar și prin modul în care a știut să preia și să valorifice zestrea neamului nostru. Doamnelor și domnilor, vom sta astăzi la povești cu Mihai Ciobanu. Fiți cu ochii pe noi! Anii nu se uită în calendar, ei se adună și ne adună împreună în această emisiune. Timpul în loc s-a oprit pentru că lumii i-a dăruit 2 copii și 3 nepoți. Se mândrește cu ei toți. Peste 20 de țări a colindat și în toate a cântat. 15 costume populare unice a purtat și 13 studenți discipoli a lansat. Are un dor ce nu-l lasă, că a plecat de mult de acasă, unde-i satul și câmpia, i-a rămas copilăria maestrului Mihai Ciobanu. Este interpretul care se deosebește din mulțime prin faptul că știe să pună suflet în ceea ce face și nu se grăbește niciodată să scoată un cântec până nu i-a găsit melodia care să îmbrace perfect textul pentru ca acesta să ajungă direct la inima omului. Cântă despre dragoste și dor, despre amintirile din copilărie, păstrate într-un colț de suflet, despre horele de altădată și nu în ultimul rând, despre mândra și draga lui țară, care ne unește într-un cânt. Talentul este frate cu mintea și munca asiduă, spune Mihai Ciobanu. Și dacă se unesc aceste 3 componente, atunci neapărat rezultatele nu vor întârzia să apară. Omul e fericit când este iubit. Omul e ca pasărea în zbor dacă are dor. Vă invit să aflați astăzi povestea dorurilor lui Mihai Ciobanu. Doamne, ce noroc mi-ai dat, m-am visat la mine în sat și măicuța era vie și eu ca-n copilărie. Mama tânără era și eu mă jucam cu ea. Se uita cu drag la mine și mi-era așa de bine. Câte flori sunt pe răzor, toate-i cântă azi de dor maestrului Mihai Ciobanu, artist al poporului și rapsod al neamului. Câte flori a semănat, toate rod frumos au dat, rod pe care l-a cântat și în cărți dragi l-a adunat. Tu, copilărie, verde împărăție, nu te voi uita. Câte zile voi avea, lume dragă, cu părinți frumoși, cu bunici sfătoși, cu surori și frați într-un suflet adunați. Mă gândesc la ei, la cei dragi ai mei, și-i văd în oglinda ta de dor. Tu, copilărie, rămâi veșnic vie, bucuria amintirilor.
Maestre Mihai Ciobanu, să știți că îmi face o deosebită plăcere să ne reîntâlnim, iată, în cadrul emisiunii Zestrea Neamului, și vă mulțumim tare mult pentru că de această dată ne-ați primit aici, în casa dumneavoastră, aici unde, după fiecare eveniment, veniți și vă refaceți puterile, aici unde poate vă vine muza, inspirația pentru noi creații, pentru că știe toată lumea, Mihai Ciobanu este întotdeauna în continuă căutare de noi cântece, și aici unde astăzi vom încerca să spunem povestea dorurilor lui Mihai Ciobanu. Vă mulțumesc că ați trecut pragul, sunt fericit că ne-am întâlnit și Doamne ajută la lucruri bune. O cafea deosebit de gustoasă ne-a servit doamna Valentina după rețeta poetului Vasile Romanciu. Are Vasile Romanciu o rețetă specială? Da, el spune că ca să fie cafeaua bună trebuie depus cafea bună și o leacă de suflet. De fapt, în tot ceea ce face omul, dacă pune suflet, se deosebește de ce e. Când face repede un lucru sau când îl face cu îngăduială, cu gând bun, cu drag, cu respect. Astăzi, Doamne Sfinte, sunt și eu părinte. La copii te rog, dă-le, Doamne, mult noroc, lume dragă, dă-le suflet plân și lumină în gând, cuvânt înțelept și o viață trăită drept. Știe inima, știe numai ea, anii nu se-ntorc din drumul lor. Tu, copilărie, rămâi veșnic vie, bucuria amintirilor. Inimă frumoasă, șapte ani de acasă, mulțumesc cu drag părinților, tu copilărie, rămâi veșnic vie, bucuria amintirilor. Spuneați dumneavoastră la un moment dat că talentul este și o povară, dar și o bucurie. O povară de ce? Având o povară, ai și o satisfacție. Și dacă știi, ții pe umeri povara care ți-i dată, atunci mergi mai atent prin viață și îți strădui să nu scăpi din spate. O povară este o sarcină, niște gânduri care trebuie să le poți și să le împlinești. Avem aici o mică parte dintre toate cele câte le-a reușit Mihai Ciobanu să le facă pe parcursul acestor ani de cântec și este mare lucru. Eu zic, ca să nu stau degeaba, trebuie să fac ceva. Mi-e rușine de lume să nu fac nimic, pentru că asta m-a învățat și asta mi-e dragă. Și îmi place să pun suflet în ceea ce fac. Să descoper noi cărărușe cu gânduri, cu idei, cu frânturi de melodii mai puțin bătătorită, cu versuri, catrene, așa mai neobișnuite pentru cântece. Mă strădui să fiu atent, să nu îndepărtez cânticul meu de folclorul tradițional. Dacă ne îndepărtăm prea tare de la tradiții, de la folclorul nostru, atunci ne străinăm cu totul și e un păcat mare. Măicuța, când mi-a dat viață, mi-a cântat cucul din față. A cântat miel la pădure, că a dus fecior pe lume. M-a pus în leagăn de fag, cântecul să-mi fie drag. Și în leagăn de bujor, se cânt la lume cu dor. Thank you.
Ascultați-mă, surori, pe mine și voi, frații mei, ce v-ați fădit. Îi păcat, nu-i drept, nu este bine să vinzi casa care te-a încălzit. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde tot ce este sfânt. Încă vin copii s-o colinde, nu știu că stăpânii nu mai sunt. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Din atâtea lucruri răi și sfinte, ochii mamei încă le privesc. Ați luat cântecul la braț de atunci de când ați plecat pe furiș de acasă, fără știrea tatălui, însă cu sprijinul mamei, și v-ați ținut de el. Ar fi un păcat și o rușine ca să nu se înfăptuiești gândul să convingi pe cineva. În genere, un cântec, totdeauna vrei să-l cânți în fața omului și să-l convingi prin subiectul, prin melodia, prin trăirile sufletești, să-l convingi pe omul și ala, să-l faci părtaș, să-l tragi de partea ta. Și eu asta mă strădui să fac. De fapt, eu nimic toată. Nu știu dacă eu nimica toată. Ba dimpotrivă, cred că sunt zile și nopți de frământări. Eu dacă încerc să caut niște frânturi de melodie culeasă de undeva, păi îmi place să caut până ca boțul de aur, să fie șlefuit bine și încă mai trec ani, și din nou mă întorc și nu mai șlefuiesc mai bine. Mai... Bani ne-ar trebui la fiecare. Toți avem copii și vremea grea. Însă cum să vinzi fereastra mare, cea la care mama ne-a așteptat? O vom da și vor schimba lăcate și vor pune și ferestre noi. Și trecând pe lângă ea vreodată, va privi ca la străini la noi. Este mândru că nu și-a dezamăgit părinții de-a lungul vremii. Au văzut și ei că realizările feciorului sunt pe placul publicului, iar oamenii deseori plâng cu lacrimi de bucurie și s-au gândit să-l lase în pace și să se bucure în rând cu toată lumea. Mihai Ciobanu a reușit să lanseze peste 300 de cântece, peste 30 de albume și 3 cărți foarte valoroase, intitulate Codrule de-aș fi ca tine, Casa părintească nu se vinde, volumul 1 și volumul 2. Mă bucuram când vedeam că lumea se regăsește prin aceste trăiri ale cântecilor mele și mi-am dat seama că trebuie să fiu cât mai firesc, cum sunt în viață așa și în cântec, și asta cred că mă ajută și mă sunt bine. Pe tata a trebuit să-l convingeți că a meritat plecarea dumneavoastră de acasă? Tata am avut o înțelegere. Tata zice, cum vrei, trebuie să te duci de acasă în loc să înveți o meserie, un mecanizator. El era brigadier la tractoare și cred că se gândea, eu fiind cel mai mare copil în familie, să fiu mai pe lângă dânsi. Și eu i-am spus că eu am îndrăgit muzica și cred că o să mă duc să învăț la muzică. Cum cânta Teodor Negară, Nicolae Sulac, Nicolae Glib, Valentina Cojocaru, dar eu nu credea. Părinții mei au fost de una niște oameni așa cu rezerve. Ei, vorba aceea, ne sărutau numai când adormeam. Așa nu ne prea mângâia, nu ne prea lăuda, din contra, ne făcea să fim căliți. Am zile bune și rele, lumea draga mea, ca tot omul trec prin ele, lumea draga mea. La necaz și la durere, cânte cu mi mângâiere, lume,
cât de dragă mie. Și nu când să mă pălesc, când să mă mai răcoresc, lume, lume, cât de dragă mie. Mama a născut 11 copii. Acum am rămas 3 frați și 3 surori, dar toți suntem la locurile noastre, știm măsura în toate, parcă așa îmi pare. Și sunteți foarte uniți. Da, suntem uniți. Noi, cel puțin o dată în an, aici acasă la noi, adică nu-s părinții, ne întâlnim cu surorile și frații, cu nepoții, cu nepoțelile și ne suntem fericiți. Mi-amintesc de bădița Mihai, cu mare drag. Era, de fapt, este și acum, un frate bun și grijuliu cu noi toți. Mi-amintesc când plecase de casă, îi duceam dorul și l-așteptam cu mare drag să revină și el de fiecare dată venea cu daruri și dulciuri pentru noi. Mi-amintesc în vacanța de vară, pe mine și pe sora, ne lua la el la Chișinău și ne ducea la concerte, la filme. Bădița Mihai este și fratele mai mare, dar este și nașul meu de cununie. Și sunt mândră și fericită să l-am alături totdeauna. Și dacă pe timpuri când erau părinții în viață, de sărbători ne duceam cu toți la casă părintească, acum când părinții nu mai sunt, venim la el. Pentru că totdeauna ne spune o vorbă bună, ne dă un sfat bun și ne înlocuiește lipsa părinților. Câte flori am semănat, vântul mi l-a scuturat, măi mă. Din pricina vântului, semănă floarea dorului, măi mă. Iar în loc de floricele, trăsare cântecele mele, măi mă. Și-am semnat dragul mea să joace, vreau la nimeni, nu mă face, măi mă. Am semănat busuioc și-a ieșit cântic și joc, măi mă. Am semănat busuioc și-a ieșit cântic și joc, măi mă. Cântic va prinsă răcină ca și floarea din grădină, măi mă. La o casă bătrânească să nu se mai opilească, măi mă. Frumoasă-i lumea când joacă, măi mă. Hai de plinte ziua și ne-o întoarce, așa cum la toți ne place, măi mă. Cea mai recentă realizare a maestrului Mihai Ciobanu este CD-ul intitulat Cântece cu doruri multe, pe care se regăsesc piese ce au adunat dor de public. Este un album inedit, iar pentru a-i pătrunde mesajul, vă recomandăm să-l ascultați. Dacă spuneam că astăzi vom spune povestea dorurilor lui Mihai Ciobanu, n-am zis-o în zadar, pentru că putem trece în revistă o realizare deosebită a dumneavoastră. Vorbesc aici despre CD-ul Cântece cu doruri multe, cântece care au așteptat să apară în fața publicului. Toată viața omul învață și parcă îți pare că ea că am făcut CD-ul ăsta o să placă la toți, ori un cântec l-ai înregistrat, parcă îți pare că ăsta și până la urmă lumea alege. Este un cântec care se numește Cimitir cu piatra albă. E un cântec așa de durere, m-am gândit eu, zic că bocet despre mama am făcut, un cântec care se numește Busuioc înlăcrimat, un cântec despre o soră care a murit de ziua ei de naștere, Zboară păsările în cruce, am făcut, care se regăsă lumea care a trecut prin sentimentele astea dureroase. Dar despre tată? Și despre tată nu aveam nici eu, nici alți colegi și cu ajutorul lui Vasile Romanciuc a reușit un subiect interesant. M-am mai
inspirat din cărțile de folclor, am visat să fac un cântec despre Nistru. Am mai avut un cântec, Nistrule pe apa ta. M-am gândit să fie un cântec așa mai patriotic. Se numește De la Nistru doar străbate. Și fac eu un cântec așa după cum sunt eu și cei care mi-au mai spus, specialiști în domeniu, că este un cântec care se va păstra, avea o viață lungă. De la Nistru dor străbate, dorule, mai dorule, pentru soră, pentru frate, dorule, mai dor, 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 până în munți cu creste înalte, dorule, mai dorule, la măicuța-n ceia parte, dorule, măi, dor, dor, dor. Curge Nistru din Carpați, ca și prutul printre frați, între Putna Căpriana, s-aude cum plânge mama. Dorule, calea ți-i lungă, dorule, măi, dorule, nu lăsa neamul să plângă, dorule, măi, dor, 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 du-te-ntâi și-apoi de-al latul, dorule, măi, dorule, leagă-ne unul de altul, dorule, măi, dor, dor, dor. Curge Nistru din Carpați, ca și prutul printre frați, între Putna Căpriana, s-aude cum plânge mama. Și cum de va veni să adunați toate aceste cântece care au în ele dor de un CD? E tematică și cine la vârsta mea nu zice că nu e dor de tinereți sau de copilărie. Că dacă e vorba tânăr, tinerele eram. Ori câte flori am semănat. Cine la vârsta mea nu își dorește să-și vadă copiii zicând flori, eu am avut în vedere copii. Pe urmă, la casa părinților, cine cui nu-i dor să se regăsească, cel puțin la sărbători, la casa părinților. Când eram plăcău în sat, mândrii m-au fermecat. Când eram plăcău în sat, mândrii m-au fermecat. Mândrii m-au fermecat, Doamne, și mare păcat. Mi-au schimbat părupii ca plop, cu din negru alb. Și când mândrulițe rău, ai că șampuni îți dragi de mor. De fapt, ideea mi-a dat-o domnul Vasile Romanciuc, că mai facem noi așa în familie, cu prietenii dragi, un concurs, că nu vreau să spun o denumire de CD. De multe ori mă sălbează familia Romanciuc, de care le mulțumesc pe această cale. Și de care vă leagă și o colaborare frumoasă, da, care a crescut într-o prietenie, da, cum rar întâlnești. Da, cred că e grabă vreo 40 de ani de când ne-am cunoscut și sunt mândru că am cel puțin posibilitatea să mă sfătui, să o întrebare, un gând. Dragă Mihai, eu cred că o bună parte din
parcursul tău artistic, am trecut-o împreună și eu cred că parcursul artistic al lui Mihai Ciobanul este unul deosebit de impresionant. Este, aș zice eu, de la Mihai Ciobanu, artist al Bujorului, la Mihai Ciobanu, artist al poporului. Sunt ani și ani de muncă, fără zile de odihnă. Chiar de la începuturile sale a înțeles un lucru esențial, că talentul este o floare rară, dar și o floare foarte capricioasă, căreia îi place să fie stropită nu cu apă, ci cu sudoarea frunții. Iar Mihai face acest lucru în toți anii de când a pornit pe acest drum greu, deloc ușor, al vieții de artist. De altfel, Vasile Romanciuc v-a dat și ideea acestei cărți care a apărut în anul 1996, Codrule de-aș fi ca tine, iarăși titlul unui cântec emblematic din repertoriul dumneavoastră. Un cântec care am purtat cuvintele în buzunar, cred că ani de zile și nu se logea cu melodiile care le ia. Și așa odată după anul nou mi-a venit așa un gând în 1983 și i-am făcut melodia versurilor, am mai adăugat de la mine refrenul, codurile, codruțele, cum să fac, vreau și eu să rămân tânăr mereu. Da. Scuturile pe zemă, vara vii cu frunze verzi, v-am ales scuturile pe zemă. Codrule, codre, codrule, codruțule, cum să fac, vreau și eu să rămân tânăr mereu, mă. Și ideea acestei cărți? Domnul Romanciuc mi-a spus, hai să faci o carte, cum să fac o carte, zic și eu, să Maria Tănasă, Ioana Radu, cei care au trăit, Gică Petrescu, care au trăit o viață, nu, tu nu înțelegi despre ce e vorba. Trebuie să selectăm vreo 50 de cărți și pe care sunt dorite de lume, care sunt apreciate, care se cer ascultate. Grigore Vieru spunea că Dumnezeu a scris nouă carte. Adică mai multe cărți, dar selecta cele mai reușite poezii și cei mai frumoși a pus tot într-o carte. Într-o carte. Așa aș vrea să fac și eu. Să-mi strâng toate cântecele mele într-o mănunchi așa, printre flori să fie și busuioc, care este floarea noastră, trandafiri și tot cele mai frumoase flori. Și bujorii. Și bujorii, sigur că nu în ultimul rând. Dacă vin de la Bujor, de acolo unde sunt cele mai frumoase legende a acestor flori și am și cânticul satul meu, nume de floare, și mă bucur că se păstrează până acum ca și un fel de imn a satului meu natal. Tinerețe, floarea leasă, te-aș ține numai în fereastră, ți-aș turna la rădăcină durul meu de la inimă. Tinerețe, floarea leasă, te-aș ține numai în fereastră, soarele să te păzească, merele să te ferească. Eu mai scump n-am altceva decât tinerețea mea. Am avut fericirea
să mă nasc eu într-un sat care poartă numele unei flori. Frumos este satul copilăriei mele, frumos ca o floare de bujor. Satul meu nume de floare, n-am cui spune ce mă doare. Durerea și dorul sfânt, satule, azi ți le cântă-mă. Bujor, el bujor, floricea de dor, păși nu te scutura din inima mea. N-am cui spune ce mă doare, cine să mă asculte oare? Aș spune părinților, ei spune cazul lor, mă. Bujor, el bujor, floricea de dor, alenă-mi părinții mei, rămași singure. Nu știu dacă există vreun interpret care să nu-și cânte satului natal. Doar de acolo vine în lume cu izvoarele satului, cu idei, cu gânduri, cu trăiri, cu sfânta copilărie, trece prin viață așa și vrei, nu vrei, aduci în fața spectatorilor, poate și chiar și tradițiile, dar și niște ceva specific al localității de unde vin. Ori dumneavoastră ați știut să aduceți întotdeauna un omagiu și respect deosebit acestor locuri de unde v-ați luat cursul în lume și ați revenit întotdeauna acasă cu mare drag, cu spectacole. Dacă făceați un spectacol la Chișinău, neapărat la o perioadă scurtă de timp trebuia să fie și un spectacol în părțile Bujorului. Da, sigur așa era. Parcă îmi pare că acolo e ca un examen mai răspunzător, să mai vezi ce mai crede lumea. Totdeauna mi-a plăcut să-mi îndrept greșalile, de ce nu? Pe timpuri fiind angajat în ansamblul Mugurel, aveam spectacole cu Ion Dascăl, câte 12 spectacole lunar. Și atunci verificam, știam cum e publicul de la Dondușani, de exemplu, știam cum e publicul de la Cahul. Studiind publicul, ne pregăteam special repertoriul zonicele. Și cu asta, fără să-ți dai seama, crești, te antrenează niște lucruri care, până la urmă, sunt foarte necesare. Dar publicul de acasă... Publicul de acasă te așteaptă și, de multe ori, te iartă. Dar nu te lasă cu voi prea jos. Satule știi, inimioara să-mi mângâi, mă. La tine de-aș fi rămas, n-aș cânta cu jale-n glas, mă. Bujor, bujorel, eram tinerel, de ce oare m-ai lăsat să mă duc din sat? Trec pe drumul satului și cu dor în piept îi spui, mă, că în toată lumea n-am grămajoară atâta neam, mă. Bujor, bujorel, eram tinerel, păși nu te scutura din inima mea. Bujor, bujor, floricea de dor, tu mă faci ca să te cânt satule ofte. Bujorul este floarea sufletului meu, izvorul și leagănul copilării, satul străbunilor mei.
Că spuneam că începutul anului trecut s-a încununat cu realizarea acestui minunat CD, Cântece cu doruri multe. Pe final de an ați revenit acasă. Așa mi-a dictat de sus, cred că dacă m-au telefonat conducătorii raionului de la Vâncești, de unde am trecut de la copilărie la adolescență și mi-au propus să mă facă să fiu cetățean de onoare a raionului, dădeam seama că trebuie să meriți mult mai mult decât merit eu. Și m-au convins și așa m-au făcut, ei spuneau, primul cosmonaut de la Vâncești. Eu povară, pentru că nimic nu se dă pur și simplu așa. Totul trebuie plătit în viața asta, cu fapte omenești, nu neapărat cu bani. Eu trebuie să fiu permanent și la bine și la greu, împreună cu cei care se străduie a face viața mai frumoasă a locuitorilor din raionul nostru. Și sunt mândru că sunt de la Hâncești. Republica Moldova, Consiliul Raional Hâncești. În conformitate cu decizia Consiliului Raional Hâncești din 17 martie 2016, în semn de recunoaștere a activității artistice, a contribuției personale marcante la dezvoltarea și promovarea valorilor culturale și tezaurului național, pentru calități morale și profesionale deosebite, se conferă domnului Mihai Ciobanu, artist al poporului, titlul de cetățean de onoare a raionului Hâncești. De-am avut, de n-am avut, am trăit cum am putut. De-o-i avea, de n-o-i avea, voi trăi cum o-i putea. Lume, lume, draga mea, când îmi plânge inima, nu mă știe nimeni. Când îmi râde sufletul, lume, mai frumos mi-e cânticul, lume, lume draga mea. Odată cu cei ce mi-au acordat cetățeni de onoare la raionul Hâncești, eu am propus să spătesc această distincție cu un spectacol împreună cu orchestra fraților Vasile și Vitale Advancu, împreună cu fanfara Poliției de Frontieră, condusă de Andrei Florea, și, nu în ultimul rând, și-a asumat răspunderea pentru regie Lidia Pamfil, care o prețuiesc foarte mult. Prima parte a fost cu cânticile mele de cândva și mă bucura că, cântând eu în scenă, cânta și sala cu mine cânticile de pe atunci, pentru Mândra care îmi place, A plecat copil din sat, Tei, Floarea și-a cernut și alte cântece care, zic, ia ca lumea le ține minte și mă face fericit pe mine să mă bucur că, uite, ce am făcut până acum nu-i degeaba. De câțiva ani vă leagă o colaborare frumoasă de orchestra fraților Advahov, o orchestră care, iată, a împlinit deja 10 ani de activitate, cărora, dacă putem spune așa, le-ați dat și dumneavoastră un vot de încredere. Așa spun și ei, Vasile cu Vitalia Dvahov, că Zinaida Julia și Mihai Ciobanu, pentru ei sunt niște piloni care le stă bine orchestrii și eu mă bucur de asemenea cuvinte și mă strădui să par și eu tânăr așa ca ei, să am aceeași energie și să facem tot ce ne stăm în putere pentru a aduce frumos în scenă. Cântăm pomnul
cuc, anii vin se duc și nici nu se uită în calendar. Cele paselor trecătorilor că-ți-i sufletul greu și amar. Cele paselor trecătorilor că-ți-i sufletul greu și amar. Te uiți într-o zi în oglindă și vezi un domn cărunt necunoscut. Vrând nevrând zâmbești, domnule, cine ești? Undeva parcă ne-am mai văzut. Atunci când se unesc două generații, pot lua naștere lucruri frumoase și temeinice. Mihai Ciobanu împrumută din tinereța fraților Vasile și Vitalia Advahov, iar ei din experiența lui. Și uite așa, se lucrează pentru un produs de calitate de care să ne bucurăm cu toții. În orchestra fraților Advahov, instrumentiștii au fost aleși pe sprânceană încă de la începuturi, majoritatea dintre ei fiind feciori de lăutari care au pornit la drum cu încredere și au ajuns să fie un nume de referință în muzica populară din Basarabia. Încă de la primele repetiții pentru acest spectacol, am început a decifra partițiile și am văzut că mai toate piesele le cunoaștem de mici, de tare mici, când eram la Cahul, când ne jucam prin grădină, în ogradă, pe prispa casei, deja și cu instrumentele câteodată. La radio cântau piesele care astăzi vor suna aici, în acest spectacol. Pe parcursul anilor am fost alături, avem realizări foarte frumoase, avem discuri înregistrate, avem filmări, multe piese, cântece care deja sunt și șlagăre. Ne bucurăm și ne vom strădui și în continuare să fim alături de dumneavoastră. Domnule Mihai Ciobanu, vă respect ca om, vă admir ca artist. Pentru noi, pentru orchestra noastră, este o onoare să vă acompaniem. Vreau să vă urez succes, sănătate și cât mai mulți ani în scenă și noi să fim alături de dumneavoastră. Vă amintiți perioada în care Mihăiță cânta în orchestra fraților Advahov? Da, pe el ne-a făcut puntea de trecere de la orchestra folclor la orchestra fraților Advahov. Am făcut acest CD împreună cu Mihăiță înainte de a pleca în Canada. Eu m-am gândit așa cu soția, zic, să mai, dacă pleacă în străinătate, cine știe, însă-l mai vedem să cânte muzică populară sau nu. Așa în lume am spus, nu pleci în Canada până nu faci un CD. El avea multe melodii, vioara. Fiind laureat la Festivalul Național Barbu Lăutaru, unde a luat marele premiu, premiul Serghei Lunchevici, adică era un viorist iubit. Așa împreună, el a făcut vreo 8 cântece, eu vreo 8 și zic că e ca și băieții de Vasile Advahov, vreau să spune, băieții, dar păi au rămas foarte frumoase cântece, poate mai facem o serie. Neimprimate, da. Și atunci am zis că, hai, dar celelalte să le punem pe alt CD. Și am mai făcut vreo 15 cântece pe un CD care se numește Lume, lume, cât de dragă mi-ești. Când într-adevăr lumea mi-e dragă. De altfel, de drag de lume toate aceste realizări. E un CD de prima colaborare, la începutul colaborării mele împreună cu această minunată orchestră. Usu-i-o cu rămurele, trai-la, la-la-la-la, dragi bismea murinii mele, trai-la, la-la-la-la, mamă, tată, soră, frate, trai-la, la-la-la-la, și mai am ești tu nepoate, trai-la, la-la-la-la, perișor și berișoare! Dacă cu
și nepoții, fericiți suntem cu toții. Vă mai amintiți acea perioadă în care vă încuiați în casă când veneți de la școală, numai să nu vă strige mama să veniți să mâncați, da, așa încât să puteți asculta acela era ca un, radioul? Acela era ca un fel de mâncare. Eu știam că la ora când veneam eu de la școală, la Radio Iași sau la Radio București, nu mai țin minte, noi avem o radioulă și acolo se transmitea muzică populară. Zilic, primul lucru care îl făceam eu, intram încet ușor în casă, încuiam ușa pe dinăuntru. Eu până nu ascultam tot programul de cântece, pe atunci Lucreție Ciobanu cânta, Ion Dolănescu, Irina Loghen, Benoni Sinulescu, Sofia Bicoveanca. Zburam după ce ascultam. Eu mă încărcam de energie pozitivă, nici mâncare nu-mi trebuia. Și cred că asta m-a făcut să îndrăgesc atât de mult muzica. Cu Grigore Vieru a legat o prietenie frumoasă. Ați fost acasă la Bujor cu el? Da. Eu zic că colaborarea mea cu minunatul și marele poet al nostru Grigore Vieru a fost un noroc mare pentru mine, că el m-a ales pe mine. Și mă bucur că la doleanța dumnealui a zis, hai să facem un CD împreună. Am făcut un CD care se numește Pe ostrovul Prutului, un CD, așa, aș zice, cu o greutate mai deosebită decât celelalte CD-uri care le-am făcut eu, pentru că sunt mai mult cântece, așa, mai patriotice. La fel de interesant a fost chiar acest cântec Pe ostrovul Prutului. Melodia i-a aparținut tot poetului Grigore Vieru. Pe această cale vreau să-i mulțumesc foarte mult lui Gheorghe Șepcișin, care foarte multe cântece de pe acest CD le-a făcut dumneavoastră orchestrația. Noi suntem, cum zice, la Roința de Onileat. Gheorghe Șepcișin mi-a făcut aranjamente la cântecele Anii Nu Se Uită În Calendar, Casa Părintească Nu Se Vinde și încă vreo 20-30 de cântece, cred că. Eu am descoperit că Gheorghe Șepcișin, când face orchestrație, pune și suflet și minte. Sunt mândru că am asemenea colaborări cu Gheorghe Șepcișin. Datorită lui am scos cântece valoroase. Cântă cucu salca-i verde, mal cu mal nu se mai vede. Nu știu cucu cânt așa, ori-n singurarea mea, ori-n singurarea mea, mă. Cântă cucul prutui rece, rar cine-l mai poate trece, prutui tulbure, pustiu, când s-o limpezi, nu știu. Cântă cucu salcă-i deasă, nu se văd case cu case, și nici frate drag cu frate, așa-s toate de încurcate. Îs mândru de un CD care se numește Mi-i dor de ochii mamei. Asta e în amintirea mamei. Majoritatea cântecilor îs pe, asta e mama mea, îs pe versurile poetului Grigore Vieru și Vasile Romanciuc. Mama când va asculta? Asta e făcut pe moartea mamei. Mama când mă asculta, cred că era mândră. Am trăit greu așa deodată și mama desigur plângea, având griji multe și fiind eu mic. Și ca să nu plângă mama, îi spunea, mama, hai să cântăm ca jocul, ca muzica la joc. Era fanfara în sat,
Crăciun, la Sfântul Vasile, la Paști, se face ora satului. Mama cânta foarte frumos, dar era și obositoare deosebit. Dumneavoastră fiind întotdeauna antrenat în această activitate de creație, este foarte solicitant. Or, cred că Dumnezeu a avut grijă să vă întâlnească cu doamna Valentina, cea care vă este întotdeauna alături. E o completare destul de benefică, pentru că, în genere, familia este o cetate care trebuiește permanent aparată, îngrijită, păzită și e cetatea care, unde te rogi la Dumnezeu, unde te rogi pentru copiii care ai, unde te rogi pentru tot ce e frumos, pentru lumea dragă. Ea vă este și primul sfătuitor? Și primul critic? Nu în toate cazurile. De multe ori cer critică și nu primesc și sunt nevoit să apelez la spectatori. Dar mi este de folos, mă rabdă în multe chestii, când știi că, în primul rând, e lucru critică și nu se supără în caz când am de cântat, am de căutat ceva. Mă ajută, ne sfătuim în multe cazuri și cu asta sunt fericit. Ați fost în peste 20 de țări ale lumii. Cu ce vă place să veniți de fiecare dată acasă? Este o vorbă. Să te duci cu drag și să te întoarci înapoi cu bucurie. Mă strădui să analizez până ajung acasă, în avion sau în tren, ce am făcut bine și ce putem să fac și mai bine, poate. Dar ca o mică amintire, așa, o parfurioară de prieteni cumpăr din țara, din... sau un clopoțel. Clopoței sunt cântecele mele. Pentru că fiecare clopoțel are sunetul în felul lui sună. Și eu așa mi-am imaginat când colectez clopoței și cam cât cânt am înregistrat, cam atâția clopoței am. Am și care mi-au dăruit prietenii de familie care știu că colecționez, îmi fac o surpriză așa, îmi mai aduc din anumite țări și mai am și eu pe unde am mai fost, așa, nu scapă din vedere unde ne ducem să nu-mi cumpăr câte un clopoțel așa, să am amintire. Doamne, din ceruri, Tu, Doamne Sfinte, te rog, ascultă și ruga mea, cu ochi în lacrimi, cu glas fierbinte, te rugăm, Doamne, nu ne uita. O, Doamne, dă-ne ani să ne ajungă, să ne întărească lumina Ta. Doamne, ferește-ne de căi greșite, și dă-ne nouă drumul spre noi. Doamne, dă-ne înțelepciune, sfântă unire și nemărire neamului meu.
mulțumesc mult, pentru că dacă n-ar fi fost el și Vasile Romanciuc și Grigore Viero, în cariera mea artistică nu era să fie asemenea cotitură cum am ajuns în prezent. Și datorită lor sunt mai fericit. Cât trăim să facem bine, că rău are cine. Vă mulțumim tare mult pentru ospitalitate și sinceritate, maestre, și să vă dea Dumnezeu ani mulți și inspirație, așa încât să creați și de acum încolo, cum ați făcut-o și până acum, cântece care să ajungă la inima omului și să trăiască ani mulți. Mulțumesc mult că ne-ați trecut pragul și vă mai așteptăm la noi. Păsărelea te postește, mă, primăvara-n tinerești. Păsărelea te postește, mă, codrule, codre, codrule, codruțule, cum să fac, vreau și eu să rămân tânăr mereu, mă. Pierde. Nimeni nu mă mai vede. Și eu dacă-mi bătrânesc, cât lumea nu-n tineresc, mă. Și eu dacă-mi bătrânesc, cât lumea nu-n tineresc, mă. Vreau și eu să rămân tânăr mereu, mă. Codrule, codre, codrule, codruțule, cum să fac? Vreau și eu să rămân tânăr mereu, mă. Orice întâlnire cu maestrul Mihai Ciobanu se lasă cu emoții pozitive și gânduri bune, pentru că Mihai Ciobanu este artistul care slujește cu devotament cântecul moștenit de la străbuni, făcându-și întotdeauna apariția în fața publicului admirator cu multă responsabilitate și dragoste. Trebuie să remarc faptul că orice colaborare cu maestrul te obligă să nu faci rabat de la calitate, să dai dovadă de profesionalism și seriozitate, întrucât acestea sunt calitățile care au stat la temelia anilor în care și-a clădit parcursul artistic. Îi urăm maestrului Mihai Ciobanu ani de viață lungă și inspirația divină să nu-l părăsească niciodată. Iar eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o altă ediție a emisiunii Zestrea Neamului. Pe curând!